un rucsac plin cu echipamente sportive, ustensile de scris, planșe de desen și mai multe dosare. Multe dintre aceste accesorii ar putea părea ciudate în bagajul pe care îl poartă în fiecare zi profesorul de educație fizică Gheorghe Oneț din Oradea. Însă toate acestea au rostul lor, pentru că îl ajută pe profesorul Oneț să-și facă cu credință și pasiune meseria la școala din Roșiori. Aici, tânărul profesor e un adevărat motor al comunității locale, pe care a pus-o în mișcare la propriu. În 2008 am terminat facultatea și am început să lucrez ca profesor de educație fizică. Este extraordinar. Ceea ce poți să-ți ofere copiii și poți să le oferi lor este exact ceea ce mi-am dorit. Când școala la care lucrează e o școală din mediul rural, fără multe resurse și posibilități, fără un teren de sport amenajat, tânărul profesor are trei variante. Să evadeze la oraș în căutarea unui post mai bun, să se resemneze sau să se lupte cu morile de vânt. Gheorghe Oneț și-a dat răspunsul privindu-și elevii în ochi. Sunt copii foarte buni. Asta e ideea. Ideea e că nu au, din păcate, resursele materiale. Sunt câteva mingi care le-am cumpărat tot din cu ajutorul lor. Principala problemă cu care m-am confruntat eu este lipsa unui teren de sport și a materialelor necesare pentru realizarea orelor de educație fizică în condiții optime. Asta e cea mai mare durere a mea, pentru că vrem să facem handbal, vrem să facem basket, vrem să facem mișcare, dar nu avem unde. Conștient că resursele nu pică din cer, ci trebuie să întreprinzi ceva pentru a le obține, Gheorghe Oneț a început munca pentru a-și duce la împlinire visul, un teren pentru elevii săi de la școala Roșiori. Raza de speranță a încolțit odată cu programul Țara lui Andrei. Sincer să fiu, habar nu aveam despre Țara lui Andrei, că există așa ceva în țară, că oameni care au posibilitatea și își iau inițiativa asta să facă ceva pentru copii, pentru școli, pentru comunitate. Am aflat apoi pe internet despre Țara lui Andrei. Ne-am dat seama că am putea și noi să aplicăm. Cu entuziasm și cu încredere a pornit la drum pentru formarea unei echipe. Ideea de proiect a venit dintr-o joacă. Însă o echipă înseamnă mai mult decât o idee găsită împreună. Dedicarea și responsabilitatea sunt doar câteva dintre valorile care unesc o echipă, iar transmiterea lor a presupus ruperea barierelor lingvistice. A fost o provocare, într-adevăr, să vin într-un sat cu predare limba maghiară. Am venit aici, am învățat împreună cu copiii, ei m-au învățat, am râs împreună cu ei când am greșit și mai ziceam câte un cuvânt stâlcit. Apoi, la ședințele cu părinții, de asemenea, fiind diriginte, trebuie să țin ședințe cu părinții. E greu să redai într-o altă limbă ceea ce gândești, ceea ce vrei și să fii cât mai aproape de adevăr. Era o provocare să le citesc numele. De fiecare dată greșeam câte o pronunție a numelor lor. Am găsit o tabliță care era abandonată. Am venit cu tablița și le desenez ceea ce vreau să fac. Ei, așa ne ajutăm de ce putem, de ce avem, de un lemn, de o creangă, de cretă, de o tabliță. Victoria nu a fost simplă, ci a fost obținută pe final, când s-a trăit cu sufletul la gură. Accidentarea fizică a profesorului Oneț la un meci de fotbal l-a adus pe masa de operație. Situația amenința proiectul și îndeplinirea visului copiilor din Roșiori de a avea un teren și o sală de sport și de a merge în tabăra din Țara lui Andrei. A venit o perioadă în care, din păcate, a trebuit să merg de urgență la medic, am avut niște probleme de sănătate. Perioada chiar pe sfârșitul proiectului, încă nu era finalizat, mai trebuiau făcute multe calcule și buget și văzut care cât costă, nu prea puteam să fac asta. Era momentul în care nu se poate părea să câștige bătălia. Gheorghe Oneț a găsit însă soluția. Cu piciorul în gips și cu un laptop în brațe, a finalizat dosarul, iar colegii din cancelarie l-au ajutat pentru ca proiectul să fie depus la timp. Sursa de inspirație a găsit-o în elevii săi, care i-au arătat că se poate. Copiii au fost mesagerii care le-au transmis că se poate. Uneori spun și eu că nu se poate, dar prin acest proiect mi-am dat seama că nu trebuie să spunem nu se poate. Se poate! Proiectul copiilor de la școala Roșiori a fost declarat câștigător. Dincolo de certitudinea care se va numi în curând teren și sala de sport, mai trebuie înțeles ceva. E vorba doar de două cuvinte. Se poate. Important e să-ți dorești, să știi ceea ce vrei și să știi că se poate.